Felicitări, prima ta finală aici, la Arena de Venezia. Mersi, da, a fost și prima semifinală și acum prima finală. A fost un meci foarte greu astăzi. Sunt foarte fericit că am reușit să câștigăm pe final, a fost foarte intens. Am revenit după un set la 0 și 3-0 în setul al doilea. Și acum o să analizăm meciul, ne bucurăm pentru această victorie și ne pregătim pentru meciul de mâine. A fost o atmosferă extraordinară și Robert a fost așa adoptat de publicul de aici. Parcă sunteți o echipă 100% românească. Ne-am simțit extraordinar. Și Robert, de când a venit la București, toată lumea l-a întâmpinat foarte bine. E foarte fericit că e aici, tocmai de aceea vrea să vină de fiecare an și mă bucur că am reușit să câștigăm în fața publicului. O să dormi noaptea dinaintea finalei sau o să fii mai greu din cauza emoției? Sunt puțin cam obosit și cred că o să dorm, dar cu siguranță mă voi gândi puțin la această finală. Dar acum am ajuns în finală, sperăm să vină cât mai multă lume mâine, să ne susțină, să facem un joc bun și ne dorim să câștigăm, bineînțeles.